Salut! Bine ai venit sau revenit în micul meu spațiu de creație. Pentru astăzi m-am gândit să te inspir cu un pandantiv drăguț cu o floare galbenă de floarea soarelui. Acum 2 zile am găsit pe haine o buburuză, întâmplare care m-a inspirat să includ și o asemenea mică insectă în lucrarea mea. Am pregătit cele 4 culori pe care le voi folosi pentru realizarea pandantivului. Încep cu galben, ca să pot folosi pentru tot proiectul aceeași pereche de mănuși. Trec lotul polimeric prin mașina de paste setată la cea mai îngustă treaptă pentru formarea unor petale micuțe. Apoi îi confer o grosime medie pentru a avea baza pe care construiesc floarea. De obicei, încep prin stabilirea locului unde voi avea prinderea pandantivului. Fixez un ac cu buclă. Așa știu ce porțiune pot să ascund sub o petală și, în plus, e mult mai ușor de făcut asta înainte de coacere. Petalelor le dau o textură cu ajutorul unei scovitori. Chiar dacă e aproape imperceptibil acest amănunt, rezultatul este frumos și îngrijit. Urmează să dispun petalele în 2 rânduri și mi-este foarte ușor să fac asta folosind această sondă dentară. Am pregătit o bucată de cretă colorată și voi pudra ușor baza petalelor. Va fi aproape neobservat la final acest amănunt, dar acum că știi acest lucru, nu mă îndoiesc că vei remarca această nuanță. Pentru mijlocul florii folosesc lut polimeric în culoarea caramelei și îl texturez de data aceasta cu o periuță de dinți. Fixarea în mijlocul florii o fac după glazurarea suprafeței cu gel polimeric lichid. Iar acum, buburuza! Formez corpul insectei din lut polimeric negru. Chiar am încercat să delimitez capul de corp sau cel puțin să îmi stabilesc unde să fixez aripile. Pentru aripi am format cele 2 buline roșii prin apăsarea pe placa de burete tare, pentru că îmi doresc să pară că buburuza este pregătită să zboare de pe floare. Desenez punctele caracteristice cu vopsele acrilice, urmând să țin la cuptor lucrarea pentru 30 de minute. Pentru finalizarea bijuteriei, adaug un inel sudat, prin care poate trece un lănțișor, și fixez acul cu buclă de pandantiv. Buburuzei îi dau luciu prin aplicarea unui strat de verniș. Varianta pe care o am eu este pentru un aspect satinat, semimat, motiv pentru care nu agit deloc soluția. Un asemenea accesoriu merge perfect cu o pereche de cercei asortați pe lobul urechii, realizați în același mod. Dacă ți-a fost de folos acest tutorial, nu uita să-mi arăți asta prin apăsarea butonului de like și să te abonezi pentru a primi și alte asemenea tutoriale. Îți mulțumesc pentru vizionare și îți doresc o zi cu multă culoare și multă creativitate!